Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! În ultimele zile pe frecvențele Europa FM am tot servit și am tot primit niște pastile antistres de la ING Fix, pachetul de concurent pentru antreprenori. Am discutat despre efectiva frizerie pentru câina colegului meu și v-am prezentat ce beneficii poți avea dacă îți achiziționezi pachetul potrivit pentru afacerea ta. Astăzi... Trecem cumva la nivelul următor, iar Cosmin Ion de la ING ne va spune mai multe despre nevoile antreprenorilor, despre pachetele fix și despre ce avantaje oferă. Salut, Cosmin! Bine ai venit la Europa FM! Salut, Toader! Mulțumesc de invitație! Bine te-am găsit! Am tot vorbit zilele acestea despre costuri fixe într-un context atât de schimbător cum este cel din zilele noastre. Din ce nevoie au apărut pachetele voastre pentru antreprenori? Legat de motivele pentru care am dezvoltat aceste pachete de cont curent pentru antreprenori, noi am pornit prin a încerca să înțelegem provocările cu care se confruntă antreprenorii ca să vedem în ce măsură îi putem ajuta din postura de partener bancar. Discutând cu ei de-a lungul timpului, am aflat că un mare factor de stres pentru ei îl reprezintă incertitudinea, multitudinea de variabile și de necunoscute de care se lovesc zilnic. Sunt foarte multe întrebări pe care și le pun antreprenorii legate de uh, posibilitatea de a-și plăti salariile din vânzările lunii respective, dacă cumva o să încaseze la timp facturile pe care, pe care le emit clienților, uh, dacă furnizorii își vor onora termenele de livrare, astfel încât la rândul lor să-și să poată ține promisiunile față de clienți. Uh, noi am întrebat specific cât îi costă tranzacțiile curente în relația cu banca și majoritatea dintre ei nu au știut să ne răspundă. Le-am ridicat un semn de întrebare și mai mult au apelat la contabil pentru a afla răspunsul la această întrebare. De aceea am dezvoltat pachetele NG Fix cu gândul de a le face antreprenorilor viața mai ușoară. Care ar fi diferența între pachetul unei frizerii pentru câini, să zicem, și cel al unei companii mai mari, cu peste 50 de angajați. Nevoile, nevoile firmelor de tranzacții curente diferă în funcție de domeniul de activitate, în funcție de dimensiunea firmei. Acestea depind de asemenea și de tipul de tranzacții pe care le efectuează, de numărul de clienți pe care au, îl au, dacă aceștia sunt persoane fizice, persoane juridice, de numărul de furnizori către care trebuie să, trebuie să facă plăți, și așa mai departe. Cel mai probabil, frizeria canină operează un business exclusiv în lei, încasând în numerar și prin POS, cel pe care îl pun la dispoziție în cadrul pachetelor fix de la clienții lor de fapt, de la stăpânii clienților. Având un număr mic de furnizori și, și nevoia de a face plăți este, este limitată, de aceea cred că un pachet ING fix care conține 20 de plăți către beneficiari din alte părți ți-ar acoperi cel mai bine nevoile unui astfel de client. Compania mai mare, cu 50 de salariați, și asum că are și un business mai complex, un business mult mai mare, Automat un număr de furnizori semnificativ mai mare poate își importă bunurile și, și mărfurile și uh, materiile prime pe care le folosește în procesul de producție. Automat are nevoie să facă plăți externe. Așadar, cred că pachetul nostru care conține tranzacții nelimitate în lei și suplimentar un cont în valută cu tranzacții nelimitate ar fi cel mai potrivit pentru această companie. Bun. Pentru cei care n-au prins toate pastilele anti-stres ING fix de la Europa FM, ca să recapitulăm, care ar fi principalele beneficii incluse în pachete? Legat de beneficiile incluse în pachetele ING fix, acestea sunt structurate în funcție de tipul de tranzacții pe care le includ. Comun tuturor pachetelor este contul în lei cu plăți incluse. Oferim de asemenea un card pentru a facilita antreprenorilor plata la comercianți și plățile online și, desigur, acces la internet banking. Avem de asemenea în pachetele fix un POS pentru comercianții care au nevoie să încaseze de la clienții lor care plătesc cu cardul, un POS și tranzacții cu comisiun preferențial. Firmele care desfășoară tranzacții internaționale Pot alege un pachet cu uh, cont în valută și plăți, plăți nelimitate în valută. Practic, în funcție de nevoile tranzacționale ale companiei, găsim un pachet care acoperă optim aceste nevoi. Bun. Iar dacă nevoile firmei se schimbă, cum afectează acest lucru pachetul la fix? Nevoile firmei se schimbă și de aceea oferim posibilitatea clienților de a-și adapta pachetul gratuit și foarte simplu. Odată ce ne-au devenit clienți, noi urmărim, monitorizăm tranzacțiile pe care le, aceștia le efectuează pentru a ne asigura că beneficiază din plin de oferta noastră de produsele incluse în pachet. Dacă profilul tranzacțional se schimbă, consultanții noștri le recomandă un pachet mai potrivit. Și nu de multe ori am fost în situația de a le recomanda un pachet mai ieftin. De exemplu, firme care la un moment dat au renunțat la partenerii externi și implicit nu au mai avut nevoie de un cont în valută și de plăți în valută, au fost sfătuiți să aleagă un pachet care conține doar tranzacții în lei, plătind ast astfel mai puțin uh, valoarea abonamentului. Vorbim de pachete cu costuri fixe. Vorbim de predictibilitate, pentru că uh, am încercat astfel să, să oferim un punct de reper a antreprenorilor într-un într mediu plin de incertitudine. Apropo de incertitudini, dacă am făcut o alegere care nu este potrivită firmei mele, care este perioada în care mă pot răzgândi? Există o perioadă minimă în care pot să fac această alegere? Legat de posibilitatea de a te răzgândi în ceea ce privește pachetul ales, se poate, se poate, se poate face oricând cu asistența colegilor noștri din ING Office, dacă la un moment dat pachetul nu mai corespunde nevoilor, sigur se poate se poate schimba. Este gratuit și se poate întâmpla oricât de des este nevoie. De oricâte ori apar schimbări în nevoile firmei, putem ajusta pachetul pentru a reflecta noile realități. Bun, în încheiere, pare că am toate informațiile, vreau un pachet fix, dar cum fac să aleg pachetul potrivit totuși pentru businessul meu? Pentru alegerea pachetului potrivit, stăm la dispoziție cu colegii consultanți. Cel mai simplu este să programez o întâlnire vizitând site-ul ing.ro.imm sau să mergi într-un office. Colegii noștri vor face o evaluare a business din punct de vedere al nevoilor tranzacționale și îți vor propune cel mai potrivit pachet de operațiuni curente. Merg doar într-un ING Office și rezolv problema, îmi trebuie dosar cu șină, mai sunt alte lucruri de care a trebuit să țin cont? Nu, important este să disecăm foarte bine nevoile, nevoile companiei pentru a putea recomanda cel mai potrivit pachet. Restul formalităților sunt foarte ușoare. Mulțumim foarte mult, Cosmin Ion, de la ING și mult succes în continuare! Mulțumesc și eu! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!